Prima conferință de presă comună a deputaților PSD Florian Nicolae și Radu Popa a avut loc astăzi la cabinetul parlamentar al deputatului de Giurgiu. De la vizita premierului Victor Ponta la cabinetul parlamentarului Florian Nicolae, pe ușa biroului parlamentar stă scris și numele deputatului Radu Popa. În deschiderea conferinței, deputatul de Giurgiu a vorbit despre conferința interparlamentară cu privire la guvernanța economică și financiară, la care a participat pe 16 și 17 octombrie în Lituania, la Vilnius. Această conferință interparlamentară a avut în primul rând scopul de a crea o armonie între parlamentele naționale și Parlamentul European, în sensul convergenței din punct de vedere al guvernanței economice și financiare a Uniunii Europene. Vădit emoționat la prima reîntâlnire cu Giurgiu Veni, după cum chiar parlamentarul Radu Popa a spus, acesta a ținut să facă mai multe precizări despre activitatea sa. Printre acestea, Popa a spus că deocamdată se va strădui să fie prezent la toate conferințele de presă, dar și audiențele pe care deputatul Florian Nicolae le susține, astfel încât să pună umărul împreună la rezolvarea problemelor giurgiuvenilor. Totodată, deputatul a mai specificat că rămâne alături și de cetățenii dâmbovițeni, acolo unde a fost ales, dar are și cabinet parlamentar. Vă salut pe toți și prin intermediul dumneavoastră salut pe giurgiuveni. Am venit ușor cu puțină emoție că sunt la prima reîntâlnire cu giurgiuvenii după ce am luat mandatul de deputat. Mi-aș fi dorit să-l iau la Giurgiu, din păcate se întâmplă întotdeauna ceea ce ne dorim, să nu întâmplă și așa cum vrea viața. Sunt decis să ajut Giurgiu și să-i ajut pe giurgiuveni, în principal în următorii 3 ani și jumătate, cât mai sunt în Parlament. Mai multe despre conferința interparlamentară de la Vilnius, la care a participat deputatul Florian Nicolae, dar și despre planurile parlamentarului Radu Popa, aflați din ediția specială imediat după Jurnalul de Știri.